Petrecerea de ziua vârstnicilor a devenit o tradiție pentru localnicii din Turburea. Primarul comunei Turburea, Ion Bârcă, spune că prin aceste mici atenții se încearcă să aducă un strop de bucurie și speranță în sufletele bătrânilor. Ca de fiecare dată, de 1 octombrie, în decursul așa, de vreo 9 ani, în fiecare an, de 1 octombrie, dar am cam decalat. N-am ținut chiar pe 1 octombrie, am zis că mai sunt în anumite probleme, și am decalat-o puțin mai devreme, ziua vârstnicilor, adică ziua acelor oameni care au dus greul și vreau cât de cât să le descrețez puțin frunțile printr-o mică, nu știu cum să spun, că până la ultima n-a spune prin gustările care se fac la cantină, pentru că oamenii din comuna Turburea sunt oameni harnici, oameni care au de toate și nu vin numai prin prisma că le dăm această masă. Nu vin pentru această masă. Oamenii vin pentru că se simt bine aici și se întrunesc o dată pe an și schimbă anumite vorbe unii cu ceilalți. Anul acesta evenimentul a fost organizat cu 2 zile mai devreme. Avem o impresie bună pentru că noi n-am sărbătorit de acest eveniment. Suntem bucuroși că am apucat vârsta asta. Ne întâlnim și noi vârnici unul cu altul, ne aducem aminte de copilărie, de tinerețe. Și de când e domnul primar Bârcă, de atunci petrece și noi cu mare bucurie această zi care ne onorează. Pentru că suntem pe sfârșitul vieții și ne onorează, ne mai întâlnim și noi. În sărbătorim, ne mai întâlnim și noi, foștii colegi, cei mai în vârstă, unii cu alții, și sărbătorim și noi și e o întâlnire frumoasă între noi, care se organizează din partea lui domn primar. De obicei, ziua sunteți ocupat cu munca, nu prea puteți să mai vorbiți cu vecinii, să vă mai întâlniți, să mai povestiți ce s-a mai întâmplat? Da, aici dacă ne întâlnim, ne mai spune și noi pe unul la altul. A fost organizată o masă festivă cu un meniu bogat, iar atmosfera a fost întreținută de o formație de muzică populară din comună. Voie bună, distracție, muzică, toate organizate de autoritățile locale pentru ziua vârstnicilor. Da. Avem un primar de nota 10, un primar extraordinar de bun. De câte ori venim în primărie și ce ne doare ne servește. Așa, ce să zic, un primar extraordinar de bun. Se ocupă de treburile gospodăriești ale comunei. Petreceți voie bună, muzică. La mulți ani și noi să trăiți, să ajunge ani mii. Câți ani aveți? Ieri mă dați și așa cum aveți. Păi, nu știu, un 70 și? 83. O, mulți înainte, să fiți sănătos. Primarul speră că prin întâlnire l-a creat o mică bucurie oamenilor din Turburea.